ziua bună și bine v-am găsit, dragi români, oriunde v-ați afla. Astăzi o nouă ediție a emisiunii podcastului În Gura Lupului, emisiune produsă de Cinematica Media Solutions și preluată pe canalele terestre de Tele Moldova Plus, atât în România cât și în Republica Moldova. Vreau să aducem aminte ce a fost România și unde este astăzi și în același timp bogățiile pe care le are România, bogățiile care ar trebui să beneficieze fiecare dintre cetățenii României, că ei sunt în țară sau în străinătate, ei tot au cetățenia română și ar trebui să beneficieze de aceste resurse care, de păcate, nu mai sunt la dispoziția noastră. Avem plăcerea să avem un invitat care este geolog de meserie și care și-a petrecut viața pe meleagurile țării în diverse zone ale României, cu diverse probleme de geologie. Domnule Ovidiu Danteș, bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația la Angora Lupului. Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Plăcerea este de partea mea. Faceți, dumneavoastră, un simplu rezumat, un CV al dumneavoastră. Unde v-ați născut, când ați terminat facultatea? Uh, deci, eu m-am născut în 1948 la Murgeni. Murgenii de, Vaslui. Murgenii de Vaslui, unde bunicul meu, după terminarea primului război mondial în care a luptat în armata română, deși era ardelean din comuna Brescu, județul Trei Scaune, s-a refugiat în România și împreună cu verii și frații lui s-au înscris voluntari în armata română, nu au vrut să lupte în armata maghiară străbunicul meu deci n-a vrut să plece în România motivând că el are deja 50 de ani și că pe el nu-l vor lua la oaste l-au luat în prima săptămână după ce Austro-Ungaria a intrat în război l-au trimis în prima linie în niște lupte și a și murit așa Uh, deci și bunicul când s-a întors acasă chiar în luna decembrie 1918 s-a căsătorit cu bunica mea uh, Maria Șelaru așa, din comuna Poiana Sărată uh, la Bacău de acolo uh, acum ține de Bacău, dar atunci ținea tot de județul Trei Scaune da. și uh, comuna Poiana Sărată astăzi este un sat care aparține de comuna Uitus. În 1917, un văr primar de-al bunicii mele a fost arestat de către armata de ocupație maghiară pentru că și-ar fi exprimat public speranța că așteaptă cu nerăbdare venirea armatei române. Și atunci a fost arestat, condamnat la moarte de Curtea Marțială a Armatei de Ocupație Maghiare, și a fost spânzurat în centrul satului. În poiana Sărată. Da, fiind aduși cu forța toate rudele, și bunicii, și străbunicii. Și, să asiste. Să asiste și e, e, alte rude, părinți, unchi, mătuși și așa mai departe. A, așa, ca să fie dat de exemplu. Și printre cei care au participat la această execuție a fost și bunica mea, care la vremea aceea avea 17 ani, ca și tânărul respectiv vărul ei primar. Și de atunci bunica mea a rămas cu un șoc, cu o emoție, pe care mi-a transmis-o și mie prin 1967, când eram student în anul 2 al Facultății de Geologie. Adică mi-a povestit ce s-a întâmplat cu gură de moarte. Și în momentul în care mi-a povestit ce s-a întâmplat atunci în 1917 în Comuna Poiana Sărată, tremura tot. Așa. Probabil a ținut pentru ea ascuns lucrurile astea, mai ales că era și perioada comunistă? Nu, 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 nu a fost vorba de asta. Dar starea de spirit care a cuprins-o atunci în timpul execuției vărului ei n-a mai părăsit-o niciodată. Și acum, căsătorindu-se cu bunicul meu, deci s-au stabilit la casa bunicului, care era un om cu stare, era un om la 28 de ani și avea, deci și după război cu toate rechizițiile care s-au făcut, mai avea vreo 800 de oi foarte bune cu care făcea transumanța până în Baltaia Alunzi, în fiecare an. Și vreo jumătate de ani și mai bine, vreo 8 luni de zile, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, casa bunicului meu era atacată cu arme de foc de către iredentiștii maghiari. Sprijiniți de resturile armatei maghiare. Asta la a la în Nu, la Brescu. La Brescu, Brescu. A, deja se muntea la Brescu. Da. Peste deal, Peste, pentru de telespectatori. Da, deci da, Brescu da. E pe o parte a da. muntelui da. și sărat da, da, de da, pe aserat da. e partea cealaltă. Chiar munții Brescului se cheamă. Da. Și uh, bunica mea i-a spus clar într-o seară Bine, problema era că respectiva casă era fortificată, era cu porți înalte, nu putea să fie. Bunicul era și el în armadri, posta. Bunicul nu vrea să plece sub nicio formă, vrea să lupte. Păi, păi, acolo erau pământurile lui, bogăția păi, lui, munca păi, lui, munca păi, părinților și, lui. Uh, deci familia Danteș a avut marele merit. Uh, familia Danteș, uh, de fapt, îi chema Dante au venit prin secolul XIV din Italia, meșterii în sculptură de lemn s-au stabilit la Brașov, iar o ramură de-a lor s-au făcut mocan și s-au ocupat în, 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 da, în Brescu. Și meritul lor este că de câteva generații și-au transmis averea de la unii la alții. N-au băut-o, n-au tocat-o, n-au făcut în fine. Și... Bunica mea a spus bunicului meu, domne, uite, eu mâine dimineață plec. Te las aici și treaba ta. A doua zi dimineață și-a făcut două geamantane mari. Bunicul a zis, băi, măi, merg și eu cu tine, cum să te las? Și a mai pus încă două geamantane, să fie patru, și s-au stabilit în comuna Murgeni, unde bunicul meu avea relații foarte bune cu uh, familia Uh, Juvara, mare moșier în zonă, în Murgeni, și care avea un frate, Iernă Juvara, medicul șef al familiei regale. Așa opera pe, pe uh, regele Ferdinand. Și al cărui fiu, uh, Ioan Juvara, a fost coleg cu ăsta, cu George Emil Palade, a fost după război, datorită practicii făcute în timpul războiului, când opăreau pe bandă rulantă, fără să mai... Uh, îi doarmă fără nimic, că asta era situația. Deci au devenit acești doi oameni cei mai mari chiruși pe care i-a avut România, George Emil Palade, căsătorindu-se cu fica lui Nicolae Malaxa, a plecat în Statele Unite, așa, cu voie de la Gheorghe Iudej. Gheorghe Iudej a vrut să-l pună director la uzina lui, dar n-a vrut Stalin. Și deci a rămas Uh, cum să vă spun eu, uh, ăsta, Ioan Juvara, care prin, până prin 1985, când a ieșit la pensie, a fost cel mai bun chirurg pentru tot ce însemna abdomen. Da. Deci cam asta a fost situația. În fine, tatăl meu a fost agent SSI și a mai fost și aghiotantul generalului Corneliu Dragalina când acesta era guvernator al Bucovinei. Și a mers, cum să vă spun eu, când generalul Corneliu Dragăln a fost numit de către Antonescu comandantul armatei a patra române, în urma refuzului generalului Ciupercă să meargă dincolo de Nistru, tatăl meu și-a dat demisia din funcția pe care o deținea la vremea respectivă și s-a înscris voluntar pe front alături de general. A gustat și vreo 60 de zile din încercuirea de la Stalingrad, și el, împreună cu încă trei agenți SSI, l-au salvat pe general ca să nu cadă în încercuire. Sunt niște chestii dramatice, le povestesc în această carte. Așa. Și mergând mergând mai departe. Deci, în 1948, când eu trebuia să mă nasc, s-a înființat Securitatea Poporului. Și această securitate a fost chebat și s-a spus, băi, tovarășe, nu putem să te angajăm decât colaborator, nu să dăm grad ofițer, pentru că ai fost voluntar pe frontul din Rusia, ce ai căutat acolo? pe păi, am căutat să eliberez Basarabia, așa. Da, dar ai fost și decorat cu bărbăție și credință și vulturul german și nu e în regulă și nu e în regulă. Și atunci tatăl meu l-a înjurat pe capitanul respectiv care vorbea stricat românește, dar abia venise de ceva timp de la Moscova, a trântit ușa nas, dar a rămas șomer în București, cu o soție fără serviciu, că uh, să căsătorise cu mama mea cu foaie de dotă, cum era atunci, în fine. Și atunci uh, eu trebuia să mă nasc, mai aveam o soră de 2 ani și jumătate și atunci ce noi mergem la tata la Murgeni, Că tata încă are hambarul plin, mai are niște oi, mai nu știu ce, deci nu murim de foame. Și eu m-am născut la Murgeni. Numai că după un an de zile a venit securitatea să-l aresteze pe bunicul meu. Și, era cheabur. Uh, da, era mai mult decât cheabur. Și, uh, în fine, între timp pierduseră 15 milioane de lei, vânduseră câteva sute de hectare de pădure la Poiana Sărată, zestrea bunicii mele, și au depus banii la Banca Națională, care în luna septembrie a fost uh, ocupată de către armata de ocupație sovietică. Și când s-a dus în data de 10-12 septembrie bunica mea să ridice banii, a fost luată cu baioneta de un ofițer rus, pleacă de aici, burghezuaică, că te omor. Și banii s-au terminat. Și uite, așa, averea strânsă de generații întregi s-a dus pe gura lupului. Deci cam, cam, cam asta a fost situația. Și acum, pă bunicul trebuia să-l aresteze și uh, prefectul Andronescu, tatăl celebrei actrițe de mai târziu, Coca Andronescu, și el fost uh, țărănist, l-a chemat la burla și a spus, măi, ghiță, uite ce se întâmplă, la noapte, la ora 1, punct, o să vină o mașină neagră cu trei ofițeri de securitate să te aresteze. Păi de ce să mă aresteze, mă, că am făcut într-un cătun un târg prosper? Păi tocmai dai. Deci ai grijă, 15 nopți la rând s-a dus, a dormit la stână, deci ea că acolo nu-l pot uh, controla. Și la 15 a zi a venit și a zis uh, Ioan, era numai mama mea cu noi și cu el, cu bunicul. Zice, eu am luat aceste două geamantane cu lucrurile mele și plec. Ai grijă de copii și de case. Avea două case. Așa. A doua zi, cum a plecat, au venit de la Consiliul Popular, au rechiziționat uh, tot ce avea în casele alea, pe mama și pe noi doi, copiii ne-au băgat într-o bucătărie, în fundul curții, în fine. Au făcut centru de lapte, grădiniță, nu știu mai ce, așa. Și după două săptămâni a venit bunicul cu geamantanele, balea mari goale de data aceasta, ce Ioană pune lucrurile tale și ale copiilor într-un sfert de oră repede de tot, că plecăm. Așa. Și ai repede, repede, repede. Și am plecat spre drum. Trenul trecea prin, care venea de la Fălciu, trecea prin Murgeni, spre Bârlat. Și uh, bunicul era în față cu cele două geamantane. Uh, după aceea, la doi pași în urmă, venea mama mea cu mine în brațe, eu nu țin minte. Și mai în spate venea sora mea care avea trei ani și jumătate. Bă, și bunicul, ai mai repede, ai mai repede și în ultimul moment au prins trenul spre Bârlad. Așa, acolo n-a stat decât legătura cu trenul care mergea la, la Fetești, unde tatăl meu găsise de lucru pe un șa, ca tehnician pe un șantier de construcții. Așa, și uh, fratele mai mic al tatălui meu uh, fusese numit inginer șef al primului ased în Baltaia Lumiții. Deci pe taică -o urmărea să urmărea să-l și pe ăsta l-au pus în fiecare. <laughs> da. Și uh, câțiva ani mai târziu l-au pus și directorul abatorului din Constanța. Rădeau de, 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 de toți mecherii din, din Constanța care își făceau avea cu la caz. Noi, Uite, domne, noi am fost proști și toți proști, dar am rămas ăștia. Zice, sunt toți ei. Da. <laughs> da și da. undeva aveau dreptate. Așa, a mai venit și un frate, mai, fratele mai mic al tatei, care cel mai mic care a ieșit doctor și pe l-au pus și directorul politicii CFR din Constanța și membru în, Comitetul Municipal de Partid. Deci, așa. Și. Ce a scăpat, ați ajuns la Fetești? Da, am ajuns la Fetești, acolo am stat un an de zile și s-a înfi înființat DGSM-ul, Armata de Muncă și pentru că tatăl meu, fiind pe lângă generalul respectiv, a făcut mult bine la mulți ofițeri care au fost pe front, le am mai obținut permisiile, mai în fine. Și ăștia l-au reangajat, ca subofițer comandant unei subunități de construcții. Și aici a adus o destul de bine până în 1953, când a murit Stalin. El n-a ținut 5 minute de reculegere, nu putare. Și în vara anului 1953 la București a fost festivalul mondial al tineretului, o lovitură propagandistică formidabilă dată de regimul de la București. Asta ne-a costat că în București șase luni de zile n-a fost pe piață nici un gram de carne. Așa. <gântu -i> și au fost spectacole peste tot, peste tot, de artiști veniți din Corea, Japonia, până în Brazilia, Statele Unite, Franța, în fine. Și o funcționară de la ambasada engleză a venit într-o duminică la tatăl meu și a spus, domnule comandant, dați-i voie și soldatului cu tare, a fusese student la Politehnică și pentru că a spus un banc, l-a dat afară din facultate și l-a pus să facă armată trei ani de zile la Diribau. Și tatăl pentru meu. Pentru scuze că vă rog. Diribau era de fapt. Armata um, de muncă. Armata de muncă. Acest a de GSM. Da. Așa. Și uh, tatăl meu i-a spus așa, de față cu toată lumea, inclusiv de față cu politrucul. Da. Pe care îl înjura, de față cu soldații, în fine. Și. I-a spus, -a spus așa, zice, domnșoară, eu le, le dau drumul la toți și n-am decât o singură pretenție. Când ajung și ei la Helsinki, la Buenos Aires, la Toronto, la New York sau pe unde vor mai ajunge, să-mi trimită și mie o vedere de mulțumire. Că eu am fost prost acum câțiva ani și n-am plecat. Lucrurile acestea eu le spun în această carte. Cu expresiile respective, cu tot. Și uh, acum, ce s-a întâmplat cu toată, cu toată treaba aceasta? Uh, Domnule, uh, ăla, costul uh, student, a plecat și s-a dus glonț în gara de nord. În gara de nord, securitatea română, nu mai avea timp să le controleze pașapoartele. Îi număra numai. Ăștia, 150, în vagonul 1. Ăsta, nu știu ce, și trebuiau în trei zile să trimeată vreo șapte mii de tineri în Franța. Și ăsta s-a urcat în locul unuia, aranja cu unul, ăla să rămână peste câteva zile să vină, să m mai arătă de grup, și-a urcat în vagon și a plecat. Problema care a fost că la vreo săptămână a venit la noi acasă, locuiam într-o curte cu vreo patru familii, dar ne înțelegeam excelent la vremea aceea, nu ce se întâmplă astăzi cu unii care stau mai mulți da. într-o curte, în fine. Și uh, maiorul respectiv, făcuse războiul cu tata, i-a spus ce ai făcut, mă, nenorocitule. Hai, faptul că n-ai ținut atunci... Momentele de reculegere. De reculegere, asta treacă, meargă. Ai, ai scăpat cu un marș afară, care a spus comandantul uh, trupelor respective pe București, în fața unui secretar de partid de la raionul Nicolae Bălcescu și cu asta s-a terminat. Că tatăl meu a replicat că eu nu sunt tovarăș cu un mort, că nu știu ce, că de, de, ce nu ai ținut memoria tovarășului, stai, în fine. Și mergând, mergând mai departe, să așa. Păi nebunul, nu te gândești mai doi copii, mă. Ai o soție care n-are servis în vremuri grele. Ce te-ai pus, mă, sunt Că nu știu ce, că mama înerba, enervat, că o fi copății. Zice, dă-te nebunul dă-te nebun, du-te la spitalul numărul 9 și internează-te, că mare lucru dacă vom reuși doar să te, te, dăm afară doar din armată, să scap cu atâtea. S-a dus, s-a internat acolo și pe mama mea și pe vecini i-a învățat, domne, spuneți când o să vină procuratura militară că E nebun că își bate soția, bate copiii, sare și la noi la bătaie, ne înjură, ne jignește, umblă numai, bet, e tâmpit, e tâmpit și gata. Și ăștia așa au zis. Și până la urmă, a scăpat, că a fost trimis la 37 de ani, nu în rezervă, în retragere. Deci vă dați seama. Și, deci, asta s-a întâmplat cu el, dar. Problema care este, el a fost dat afară din armată, nu el singur, ci câteva mii de ofițeri și subofițeri într-un lot au fost, de către generalul locotenent Walter Roman, dacă ați auzit de el. Tatăl lui Petre Roman, tatăl lui Marele Democrat, Petre, de astăzi. Marele Democrat de astăzi, care da. a băgat România în mari nenorociri, în fine. Și. Deci, cam. Cam așa s-au petrecut lucrurile și timp de 2 ani și jumătate, tatăl meu n-a fost angajat nicăieri. Au, am bătut la porțile a 22 de șantiere de construcții și directorul îi spunea următorul lucru. Zice, domnule, am nevoie de dumneata ca de aer. Nu știu dacă mă înțelegi, dar nu te pot angaja eu pentru că te angajează cu tare. Vezi ce îi spui că este evreu, este șeful cadrelor. Și primul lucru care îl cerea șeful cadrelor era fișa militar. Și acolo scrie, voluntar, pe frontul de răsărit, decorat, nu știu ce, cu tare, remarcat, nu în fine. Și zice, nu avem loc decât la lopat. Nu avem loc, na. Și a fost refuzat în 22 de șantiere de la Călăraș până la Sighetul Marmații. Doi ani și jumătate, eu și cu sora mea, ne am culcat în sute de seri nemâncați. Deci știm ce înseamnă pentru cei 500 de mii de copii de astăzi care se culcă nemâncați. A, așa. Și după aceea a avut marele noroc, s-a dus la inginerul Emil Prager, care era șeful unui sovron construcția, era directorul general și a povestit de, de cazurile lui. Nu știu cu ce ocazie îl cunoscuse pe Prager mai înainte. Și ce credeți că, că a făcut? Pragăra era așa, zice, domne, eu nu țin cont de șeful de cadre, domnule. ce dacă e evreu? Eu nu sunt evreu. Și l-a chemat, zice, îl angajăm pe domnul Cutare. Păi nu că, bă, nu tu comanzi aici, eu comand. L-a angajat Pragăr și la trei luni de zile Prager avea nevoie să, să împlinise 70 de ani, avea nevoie de o dispensă de la ministrul uh, construcțiilor civile ca să poată să fie în continuare director pe nu știu câți ani de zile sau un an sau nu știu cum era legile atunci. Și Prager uh, ce să nu, iau în scenat <coughs> o porcărie. Că uh, Prager ar fi, Prager construise majoritatea clădirilor de pe Bulevardul Mare, Magheru, Bălcescu, în fine. Și e, Prager ce a făcut? i -a un scenat o chestie că ar fi vrut să o violeze pe o femeie de serviciu țigancă și urâtă și nu știu ce. Și Prager i-a făcut de două parale în ședința respectivă de sindicat. El nu era membru de partid. Și le-a spus, voi tâmpiților, păi voi știți cine este soția mea? Este o bijuterie de femeie, mă. este celebra artistă Elvira Godanu. Păi cum mă, să fac eu așa ceva? Mă, vedeți că sunteți tâmpiți? Și ăia au dat, domne, să nu îi să prelungească funcția de director general. Și Prager a fost scos la pensie, domne, din cauza asta. Deci, din cauza tatălui meu. Păi, tatăl meu fiind angajat aici, I s-a pierdut urma, n am mai avut nicio interdicție, în fine. Deci așa s-a încheiat uh, odiseea noastră. Dar la noi în casă, eu țin minte de prin 1952, când a câștigat Eisenhower alegerile prezidențiale în Statele Unite, tatăl meu juca de bucurie că în 100 de zile americanii vor fi la București, iar ceilalți colegi cu care făcuse războiul uh, l-au tras de mânecă. că, băi, tu știi foarte bine că la Viena sovieticii dețin supremația în tancuri de 4 la 1, în tunuri și mitraliere tot de 4 la 1, că dacă n-ar fi americani acolo într-o lună de zile, Stalin ar ajunge cu trupele la, la Atlantic? Păi da, mă, așa că las-o moale, las-o moale că întotdeauna ai fost în plus cu treburile acestea. Deci, eu țin minte scenaia și care a fost repetat Și ei se întâlneau la două luni, la trei luni, la noi acasă. Pe mine mă trimiteau să le cumpăr bere sau țigări, și uh, își povesteau misiunile date de Antonescu direct. Tatăl meu mai fusese, printre altele, uh, uh, misiune date de Antonescu. Trei luni de zile a fost garda de corp al lui Unimanium. Dar, cu toate acestea, deci, tatăl meu nu a știut la vremea respectivă, și nu a știut până când a murit că Maniu a făcut spionaj pentru englezi. Și nu a, nu a știut nici că Maniu a fost autorul loviturii de stat din 23 august 1944. Și nu a știut nici faptul că Antonescu obținuse prin doamna Alexandrina Colontai, ambasadorul sovietic la Stockholm, uh, niște condiții mai bune decât uh, declarația din aprilie 1944 a ministrului de Externe sovietic. Adică cu trecerea trupelor numai prin nordul României, cu reducerea uh, reparațiilor de război de 300 de milioane de și multe altele. Așa, nu să stipula acolo că noi vom pune calea ferată cu tot materialul rulant la dispoziția armatei sovietice și multe, multe altele. În fine. Nu se creau sofromurile care A, așa, dar, au luat dar, resursele da, noastre. Da, da, dar ce se întâmplă? Vedeți dumneavoastră. Uh, la Ministerul de Externe era, era de serviciu atunci un, un director general uh, uh, țărănist. Oral a primit, a primit telegrama în noaptea de 22 august 1944. Și el, în loc să ducă cu telegrama la Antonescu, așa, el s-a dus la Maniu. Deci, așa trebuie să înțelegem noi poziția lui Maniu față de poporul român. Bine, eu mai am și alte chestiuni, pardon, eu mai am și alte chestiuni că la, la ăsta, la. Deci, în luna februarie, la moartea lui Gheorghe Pop de Băsești, Patriarhul Unirii de la Alba Iulia, că din cauza frigului pe care l-a îndurat acolo, a și murit două luni mai târziu. Deci, Partidul Național Român, dintr-un partid de patrioți, sub conducerea lui Cornelu, lui Iuliu Maniu a devenit un partid tâmbovițean. Și s-a terminat cu totul. Deci, okay. cred că am spus Lăsăm prea politica, mai. ați spus destule, e o istorie pe care telespectatorii e normal să o știe, să o audă și prin... Deci în această carte să știți că spun Atunci ceva. să terminăm cu cartea și să revenim la resurse. Spuneți-mi despre cartea dumneavoastră pe care ați scris-o. Deci, mi ați adus o cadou, presupun. Deci, da, vă dau okay. cadou. Și ce ce vreau să vă spun, deci această carte... Să le arăt între spectatorilor. Da. Așa. Această carte de aproape 700 de pagini. Da. Uh, e scurtă istorie a na naționalismului la români. Adică, de ce am scris această... Se găsește carte? în librării. Nu. Nu se găsește. Nu, 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 a fost boicotată peste tot. <laughs> Și uh, ce vreau să, să vă spun... Deci, această carte m-am hotărât să o scriu în urmă cu câțiva ani, pentru că în România nimeni n-a scris adevărul despre istoria noastră și despre naționaliști. Acum. Istoria o știu foarte bine că o scriu învingătorii. Da, și acum ce vreau să vă, să vă spun? Deci, atunci m-am hotărât, eu nefiind nici scriitor, nici istoric, și nici, deși o serie de ziariști cărora le-am prezentat această carte, vă gratulează cu domnule scriitor, domnule profesor, domnule... Uh, deci, Diana că nu mă scoate din domnule profesor. Doamne, înțelegeți că eu sunt inginer, nu sunt... Corect. Nu, că ar trebui să fiți, că nu okay. știu ce, că... Revenind la inginer, că, de fapt, aici vreau să ajung da, da, la concluzia da. noastră. O să le spunem... O să în contactul dumneavoastră dacă dintre telespectatori vor să citească cartea, pot cumva să cea de la ea, nu? Da, la manuscris, sigur. la, da, la nu, ca să o citească. Pot, sigur, dacă că, nu, că adică mă, contact, mă, contactează telefonic uh -huh. și eu o le... să prezentăm în link legătura pentru da. dumneavoastră. Da. Ok. Da. Mulțumim de scurt la le, lecție de istorie, mai ales că ați vorbit-o ca și cum ați fi trăit acolo pentru că sunt transmise de la bunica, străbunica, bunicul, tata, niște evenimente care au marcat da. de altfel ultimul secol, secolul și 20. Și niște oameni care au făcut istorie, efectiv. Și care au făcut istorie. Adică au fost personalități. Asta, okay. asta este aproape, Și patrioți. Și asta terminat facultatea, revenind la geologie, pentru că asta vreau să da. transmitem telespectatorilor, bogăția resurselor minerale ale României, mai ales că noi știm foarte bine că, de exemplu, dacă vreau să-mi fac un puț, degeaba mă duc eu să chem pe cineva să facă puțul, toți alții spun, bă, vezi că nenea la care a făcut facultatea, când se făcea facultate ziua, are hărțile și știe exact unde să sape pentru puț. Da. Despre facultate, sunt la da. facultatea în 71? În 1971, da. a fost o concurență acerbă. Facultatea de geologie după Academia română din acea vreme, era uh, gradul 1 de dificultate alături de automatică și tehnica aerospațială. Pe locul 2 era electronica, medicina și fizica atomică, și pe locul 3 era restul vreo 200 de specialități și la facultatea de geologie era la admitere o concurență acerbă pentru că în primul rând, relieful nostru te puternic de tot, munții în special iar noi avem o structură fizico-geografic excepțională avem 33% munți, 33% dealuri și podișuri și 34% câmpii nici o țară din Europa, din lume, nu are o asemenea constituție fizico-geografică. Rețineți acest lucru. Și uh, în afară de această, de această chestiune, uh, Partidul Comunist Român, că ne place, că nu ne place, a făcut foarte multe lucruri bune. Pântre care și faptul că a acordat o atenție deosebită resurselor minerale ale României, în special... După scoaterea trupelor sovietice din România, sovromurile de care le l puțin mai înainte erau niște societăți împreună cu sovietici și scoteau materiale lemnos, resurse minerale, cărbune, minerale Deși ei la constituirea acestor sovromuri nu veniseră cu nimic. Deci totul era partea românesc. Veniseră cu tancul. Da, cu tancul. Și mergând cu. Deci, în 1958, Datorită lui Gheorghiu Dej, în primul rând, a capacității sale diplomatice, un adevărat strateg, a reușit să scoată ultimele trupe sovietice din România din garnizoana Constanța. Eu eram acolo la unchii mei care v-am spus că erau demnitari mm. pe plan local da. și care nu mai vorbeau de dictatorul uh, uh, Gheorghiu Dej, ci vorbeau de omul politic Ghiță. Așa. Și nu-l mai înjurau, în fine. Uh, și uh, totul a fost într-un entuziasm nemaipomenit. pomenit. Deci au plecat sovromurile. Uh, nu, nu sovromurile, armata sovietică. Armata sovietică. sovromurile Sofromu fusese desfințate un an mai înainte. Așa. Dar vreau să vă spun că sunt multe legende că Hrușciov l-ar fi îmbătat Gheorghiu de și că nu știu, astea sunt baliverne. Uh, Gheorghiu Udeș a reușit să intre pe sub pielea lui Stalin Stalin a ținut extraordinar de mult la Gheorghiu Udeș uh, pentru că uh, în 1945 s-a dus și care era conducătorul comuniștilor maghiari asta știu povestea dar o spuneți-o așa, s-a da. uh, dus la Stalin și a cerut sus și tare că Ardealul trebuie să fie al Ungariei, nu știu ce fiind sprijinit și de Walter Neulander Roman. Rețineți acest lucru. Și venim la... Și Stalin a dat cu el de pământ. A făcut harcea aparce Așa. Și uh, Gheorghiu deja a obținut de la Stalin ca în... Uh, începând cu 1952, uh, primele trupe sovietice au părăsit România, Stalin considerând, demonstrându-le celorlalți membri ai biroului politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice că România este o țară sigură, că Gheorghiu Dej este un om atașat comunismului și așa mai departe. Și în 58, deci trupele au fost evacuate treptat, treptat, dar în 58, deci au plecat din Constanța. Deci cam asta a fost situația. E, în 1959 s-a cunoscut deja că resursele României lucrau pentru poporul român. S-a cunoscut în planurile de dezvoltare economică, în nivelul de trai, foarte, foarte rapid, foarte rapid. Ceea ce preconizez și eu cu resursele. Dacă rămân în țară. Domne, nu dacă rămân în țară. Deci preconizez și eu dacă voi fi luat în seamă de decidenții din România. Deci, trecând acum la resurse, dacă sunteți de acord. Cu asta am vrut să încep. Deci, vreau să vă spun următorul lucru, că din cele mai vechi timpuri, comunitățile umane s-au dezvoltat în apropierea perimetrelor cu resurse minerale. Însă denumirea unor epoci, epoca pietrei vechi, epoca pietrei noi, Epoca fierului, epoca, epoca bronzului, bronzului e... epoca cuprului și așa da. mai departe, au luat denumirea tocmai de la aceste materii prime. Iar uh, în antichitate, deci erau următoarele metale, șapte la număr: aurul, argintul, fierul, cuprul, staniu, plumbul și mercurul, la care se adaugă patru elemente nemetalifere, sulful, carbonul sub formă de grafici și diamant, sarea și rocile pentru construcții. Deci, cam asta a fost din cele mai vechi timpuri. Dar povestiți-ne dumneavoastră că ați fost în multe șantiere. Povestiți în ce zone a ale țării, ce minerale la, deci, la România. Deci, uh, ce vreau să vă spun. Vă rog. Uh, imediat, numai să vă, să vă spun câteva lucruri. Deci, uh, după o activitate de 53 de ani întreruptă, în care nu m-am limitat numai la activitatea mea din șantierul respectiv sau șantierele adi, pardon, adiacente, ci pur și simplu m-a preocupat toată regiunea geologică și toată țara. Noi, geologii care am vrut să lucrăm într-o viziune mai largă asupra resurselor minerale, am avut acest privilegiu că eram la diferite simpozioane, la diferite întruniri și ne întâlneam cu colegi, ăia de la Suceava, cu ăia din Banat, din Maramureș, din Cluj, din Bihor, din Petroșani și așa mai departe și făceam schimb de informații între noi. și aveam acces la informațiile lor. Deci era, uh, nu ce se întâmplă cu firmele uh, capitaliste care să feresc unele de altele, da. să, în fine. Avem aurora puternică acolo la Roșia Monteana? Sigur că da, dar din păcate, trădătorii acestei țări, aici se vorba de înaltă trădare, nu numai că au dat aurul respectiv unei firme de apartament, unor șmecheri, dar acum toți au ghidonat lucrurile în așa fel încât trebuie să le plătim ăstora 6,7 miliarde de dolari. Deci este, este o catastrofă, domnule. Este o Eu zic să le confiște averile celor care au și să plătească și ei, și neamurile, și neamurile, neamurile lor. De ce să plătim tot noi Domnule, pentru niște în, trădători. În, în primul rând, trebuie să modificăm legislația. Am modificat-o folosul lor. Așa. Și cam, cam asta este situația. Okay. Dar, dar Mai ce, departe. Dar, dar ce vreau să vă spun? Deci, în momentul de față, România, de specialitatea mea, este uraniul. Okay. Și, și cupru zinc. Cupru este metalul numărul 1 de 100 și 30-40 de ani. Și de ce au vândut ori ieft foarte ieftin la turci? Păi uitați-vă de ce s-au vândut foarte ieftin. A, în primul rând puterea care a venit în decembrie 89 în România a reprezentat coloana a cincea, practic. A avut ordin și a răspuns la acest ordin ca să dezindustrializeze România să facă praf absolut tot, iar resursele noastre să fie date pe nimic altora. Deci asta a fost realitatea. Este realitatea până în da. ziua de astăzi. Și este și în ziua de astăzi. Orice să întâmplă? Deci noi deținem, în, la nivelul Europei, fără Federația Rusă, locul 1 la rezerve geologice de urani. Locul 1 la rezerve geologice de cupru plumb zinc. Locul 1 la rezerve de ape minerale. Locul 1 la rezerve de sare. Locul 1 la roci utile. Locul 1 la petrol și locul 1 la gaze. Deci... Deci, practic, cele mai multe... Loc, lo, locul 1 la sulf. Locul 3 la ape geotermale. Deci, dacă vreți și la gaze de șist și la uh, petrol de șist, și aici deținem locul 3 în Europa. Deci, iată care este. E. Eh, uh, lucrurile acestea însă uh, depinde, iar eu am avansat foarte mult cu acest material intitulat Resursele minerale pot scoate poporul român din starea de sărăcie. Păi cum pot, pot scoate? În situația în care uh, în România va ajunge la putere bărbați de stat adevărați, patrioți, atunci, într-o perioadă relativ scurtă de timp, 12-15 ani, România va putea pune în exploatare, în condițiile tehnologiei actuale, de exploatare și de preparare și de metalurgie cam vasi totalitatea zăcămintelor care au fost oprite de la exploatare în acești 30, 30 ceva de ani va trebui reluată în forță cercetarea geologică care de 26 de ani în vremea președinției lui Emil Constantinescu a fost desfințată și este desfințată și astăzi. Pe cum, deci un geolog Că Emil Constantinescu era geolog. Da. El a desfințat geologie? Și încă geolog cu pretenții. Nu el personal. L-a pus pe ciorbe. Ciorbea, de fapt, da. a fost. Păi, Emil Constantinescu, la o lună de zile, după ce a semnat uh, uh, jurământul de credință față de România, da. Așa, a parafat tratatul de bună vecinătate cu Ucraina. Deci, o obligată către Occident, trebuie să fim foarte bine înțeles, dar el a răspuns comenzilor occidentale, deci la numai o lună de zile. Și după aceea, cinci luni mai târziu, a fost și semnat cu președintele Cucima, cu o explicație halucinantă: că uh, am semnat acest tratat prin care România uh, renunță la niște uh, pretenții istorice pentru a salva. De la asimilare, comunitatea de un milion de români existentă în Ucraina. Păi uitați-vă ce s-a întâmplat cu Zelenski și cu ăștia și ce s-a întâmplat de atunci încoace. Adică adică ce s-a întâmplat de uh, 27 de ani încoace, cu românii de acolo. În fine. Și vă dați seama. Deci, ucrainienii au fost atât de hrăpăreți încât n-au vrut să ne cedeze nici insula șerpilor, care lor nu le-a aparținut niciodată în trecut. Pentru că dacă insula șerpilor rămânea la România, atunci rușii nu s-ar mai fi instalat acolo. Ca o țară NATO. Deci, foarte deci, corect, observație. Deci, 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 de, deci, deci, asta a fost problema. Și, deci, revenind la resurse, trebuie să înțelegem următorul lucru. Că dacă noi, în decurs de 12-15 ani, vom ajunge Sutele de zăcăminte la un nivel optim de exploatare, în condiții de perfectă rentabilitate și eficiență economică, atunci, din redevențele corecte impuse firmelor care exploatează resurse respective, fie că ele sunt române sau străine, va permite statului român ca o dată pe an tuturor cetățenilor românii care au împlinit 18 ani, care s-au născut în România, așa, să beneficieze de o sumă consistentă de bani cu ajutorul căruia căreia, putem să scăpăm poporul român de sărăcie. Deci și să nu ne forțăm să plece deci, în afara de, deci țării. Să-i să lămurim să vină înapoi. Deci ce vreau să vă spun. Deci această uh, teorie nu ne aparține, ea este pusă în practică de Norvegia de câteva zeci de ani. Poporul norvegian este singurul care a scăpat de sărăcie, care nu mai au săraci. Și uh, da, e fondul ăla, și, uh, da, și este... Și este... Dar la fel și, uh, scuzați-mă, vă mă dar și în este exact la fel. Domnule, în uh, cuveitul nu este, nu este Uh, nu se poate compara cu noi, <laughs> pentru că cu veitul merge numai pe petrol și pe gaze. deci nu e... Corect, nu, dar mă referam vis de un fond păi, suveran păi, care păi, să fie al poporului. Da, da, la fel da, cum da, și eu, da. dacă sunt cuveitian, dacă sunt, cu toate da. că e greu să scape cetățenia cuvei, cuveitului, eu vreau să mă duc să studiez, nu știu, în America, statul veitian îmi plătește să deci, 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 masă, deci, tot. Deci, deci, ce vreau să vă spun? Deci. Modelul Norvegia. Uh, noi, însă potențialul nostru geologic este net superior Norvegii. Păi domne, dacă țara fiordurilor a putut să facă acest lucru de multă vreme, dar mi-te noi, noi de ce să nu facem? Bine, mulți m-au forfecat, nu domne că ești poet, nu domne că mm. nu știu ce, nu... Domnilor, zic, nu vă supărați. Eu am descoperit zăcăminte de uraniu și zăcăminte de cupru. Am fost șef de proiect. Și, deci, apropo, chiar la Ursului parcă mi-a spus. Uh, nu? Deci, eu am lucrat niște ani la început la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Suceava, care avea sediul la Câmpul Moldovenesc. Și aici m-am specializat pentru minereuri neferoase cupru, plumb, zinc. Am mai lucrat și pentru baritină, am mai lucrat și pentru sulf și, cum să vă spun, am fost șef de proiect. După aceea... Păi, da, o secundă, corect, am înțeles. Da. Da, că mi-a spus de uraniu. Acum am să aminte că mina de uraniu a fost închisă și știu eu, nu pot să spun de unde, dar uraniu care este folosit la centrala de la Cernavodă... Da. Este cumpărat de la canadieni, care îl cumpără din Kazakhstan, deci pun adausul și îl dau nouă. Deci... Și acum noua, noua, noua entitate de la centrale de la uh, lucrarea electrică de la Cernavoda au cumpărat și unitatea de prelucrare de la Feldioara. Greșesc? Nu. Spuneți-mi, cum e. Acum aveți dreptate, dar problema Mulțumesc. care este? Deci circuitul era urbător. De la exploatările minere Așa, minereu extras, așa cum era extras din mine, fără o prelucrare prealabilă, era transportat cu trenul la Fel de oara. La Fel de oara era concasat și se făcea un concentrat bogat în uraniu, și de aici mergea la Institutul de izotop de la Pitești, care era transformat în barele, barele. de uraniu. Care mergeau la... Care mergeau la Cernavodă și erau introduse în tecile respective și cam așa. Deci, orice s-a întâmplat. Conducătorii noștri iubiți au descoperit că nu e bine să retehnologizeze exploatările de uraniu, unde... Păi n-ai să-și pună capacul ca atunci când făceau cumpărătura, că acum cum și mai pui comisionul? aici a fost problema. Ei păi ce se întâmplă? De exemplu, exploatarea mineră de uraniu crucea, la care am pus și eu umărul ani mulți, uh, cum să vă spun eu, exploatarea respectivă se desfășura la nivelul sfârșitului secolului XIX. O să nou... să ne grebim că ne apropiem de sfârșitul misiunii da. se ...secolului 19 și uh, n-au vrut să o retehnologizeze sub nicio formă, pentru că, așa cum v-am spus, să le bage în faliment, să strice zăcământul, să fie. Corect. Uh, în legătură cu uzina de la Feldioara, părerea mea sinceră este că pentru zăcământul de la Grințieș Tulgheș, așa, descoperit de niște colegi de-ai mei, și cunosc foarte bine situația de acolo. Uranul e foarte bun acolo, am înțeles? Puritate mare. Uh, 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 nu e vorba numai de asta, ci se poate construi o uzină de preparare. Direct acolo. Cu, acolo, la uh, gura uh, minei. minei. A, așa, adică în apropiere. Și, uh, cum să vă spun eu, uh, uzina respectivă să fie dezervită cu director, cu tot, de 20 de oameni. Nu cu o și nu știu cât. Așa. Și să fie construită la nivelul tehnologiei actuale. Nu uzina de la Feldioara, a fost ea îmbunătățită, cârpită, nu știu ce, dar uzina de la Feldioara a fost construită la începutul anilor 60, după un model sovietic, vechi, în fine. Probabil energofagă. Și energofagă, dar cum să vă spun, cu multă forță de, de muncă, mun da, neautomatizată. Fine, nu, 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 mai merge să fie, să fie retehnologizată. Deci asta este greșeala pe care eu o fac acum. Și după aceea, sigur că da, impulsionarea producției de gaz natural, unde România în urma opririi exploatării zăcământului de da, Groningen din Olanda, deși acolo au mai rămas, au mai rămas vreo 300 de miliarde de metri cubi, ceva mai mult de 300 de miliarde de metri cubi, însă timp de 50 de ani, mai bine de 50 de ani, olandezii au exploatat... Haideți să lăsăm tău. pe olandezi, aveți dreptate. Eu aș vrea acum, a... Că e finalul emisiunii, din păcate, se face semn de regie că. <laughs> Dar, în primul rând, vreau să vă mulțumesc mult pentru că ați venit cu lucrurile astea importante. Că România e pe primul loc la uraniu, la gaz, la petrol, la sare, la și altele. 2. Și asta cred că trebuie să fie concluzia și să le transmită și telespectatorilor. Mie mi se pare asta cea mai importantă concluzie, pentru că există o soluție clară. Schimbăm conducătorii cu unii cohones să fie bărbați români adevărați și doi facem fondul ăla suveran cum e modelul Norvegiei, da? adunăm tot ce înseamnă redevență, punem într-un coș comun ca să putem vedea viitorul copiilor noștri, viitoarele pensii să poate fi plătite și să aducem în țară pe Și se aducem ce, în pe, țară pe cei care nu duc nemai pomenit de, de bine, bine afară. în occident și mai ales că occidentul e în colaps economic demografic și așa mai departe. Și din bani ăștia se pot face multe. Se Dar, pot... vedeți, astăzi ne uităm pe scena politică. Ioanescu, uh, ciuma Roșie, el a, după a dat mâna cu Cuma Roșie. pnl din PDL, PSD, sunt împreună aceeași mizerie, aceiași oameni care ne conduc, că s-au schimbat unii sau alții la guvernare în 34 de ani. Pe partea altă mai. Este, cine mai este? George Simeon care se bate cu pumnul pe cea a doua zi are vânătăi. Și o joacă care ții tare, UDMR-ul care cu, ține cu alor Nu se mai văd alte. Și problema este că toți ceilalți, că mai sunt unele mici vârfuri care ies stâng stânga, în stânga sau în dreapta, toți sunt pus cu Batista pe țambal să nu se audă pentru că ei nu au fonduri și nu se pot promova. Deci eu o spun în felul următor și asta e concluzia finală a emisiunii de noastră și încă o dată vă mulțumesc că ați participat să stăm cu picioarele în apă rece și fiecare dintre noi este obligat să meargă la vot și să nu facă un vot negativ. că da. într totul de acord cu dumneavoastră și să meargă acolo unde simte cu inima, că dacă simte pentru PSD, să vedeți, dacă dar să iasă la vot. Da. Că dacă 30% ies la vot, 70% nu ies la vot, deci 70% dintre români sunt mai vinovați decât cei 30. categoric, care, da. categoric care legitimează clasa politică de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată, domnul Danteș. Și eu vă mulțumesc și eu... mă bucur că v-am cunoscut. Plăcerea este de partea și mea. Și sperăm că ne vom mai întâlni. Cu siguranță. Vom colabora. Cu siguranță, vă garantez. În folosul adevărului și în folosul poporului român. Că avem ce să povestim, ce să spunem. Deci nu ne pierdem timpul cu fraze stereotipe, da. cu ce se întâmplă cu atâția și atâția oameni care apar pe la televizor doar că să, să țigănească ca la Mahala și să... <laughs> Și să nu spună, de fapt, nimic, pentru că nici nu știu nimic. La ora actuală... Asta e meritocrația în România. Scara valorii este inversată. Avem o clasă politică, majoritatea oamenilor politici actuali se caracterizează prin o mediocritate fantastică. Sunt oameni care, în viața lor, din punct de vedere profesional, n-au făcut nimic. cum au fost tot timpul funcționari publici sau au condus cofrigării. Da, nu, e... E o, o mare bătaie da, de correct. joc. În momentul de față, justiția este o castă privilegiată. Și Bine vedeți înțeles. și dumneavoastră cele dă și cele Mai încetul de... că ne bată ăștia, ne închide păi, emisiunea. Păi ne -o taie. Nu, nu, eu am spus adevărul. Pă, păi, păi să zică cineva că. Să nu știți așa. că chiar dacă este podcast, ne avem poliția YouTube-ului și am fost întrerupt de nenumărate ori, dar asta nu înseamnă că ne-e frică și le transmit încă o dată tuturor telespectatorilor care vor și au ceva de spus, au informație, au lucruri care merită să fie aduse în atenția tuturor românilor de pretutindeni, că să din Londra, din București, din Cernăuți, din Ismail, din Chișinău, de Australia, de oriunde vreți, să ne scrie pe adresa emisiunii Alin lupu.emisiunea.gmail.com și noi cu siguranță vom da curs tuturor cererilor dumneavoastră. Încă o dată vă aș mulțumim. Vrea, aș vrea să mai transmit telefonul meu. Deci Ovidiu Danteș, telefon 0741 200 508. Deci mă poate suna oricine care vă dorește -o să informații de... sau dacă vreți ca cartea să, să domnului carte. domnul Da. Sau pentru alte informații cu privire la resurse. Încă o dată vă mulțumesc mult, dragi români, oriunde v-ați afla. Mulțumim Cinematica Media Solutions pentru prelucrarea și realizarea acestui podcast și, bineînțeles, televiziunii Tele Moldova Plus pentru preluare. Vă mulțumesc, Alin Lupu vă iubește și vă salută!